lăsați, nu ne puneți pe toți în aceeași găleată, pentru că există 3 abuzuri, desfințați toată zona de ONG. Nu societatea civilă subminează dezvoltarea și modernizarea României, domnilor senatori. ONG-urile fac în România ceea ce statul nu face. Renovează, modernizează, construiesc spitale, educă oameni și organizații despre cum să-și exercite și să-și apere drepturile, protejează mediul, protejează patrimoniul construit și protejează patrimoniul natural. În momentul în care se întâmplă o anumită mizerie și vrei să faci o chestie mizerabilă, te poți ascunde în spatele unui ONG pe care atunci îl înființezi. Asta a fost rafinea. Ba da, se nu, poate. Tată, dar creează numeroase alte probleme în societate. Eu înțeleg că am înțeles prost din ce spuneți dumneavoastră. Știu în ce măsură este o alegere politică sănătoasă pentru Partidul Național Liberal să susțină acest proiect de lege. Ați văzut că aveți o rezistență socială puternică împotriva proiectului. Venit aici numai să ne încercați, vorbiți pe un ton. Numai puțin. Ne vorbiți de o jumătate de oră pe un ton acuzator și de undeva de sus. Dacă vreți să purtăm un dialog, v-am primit aici. Am stabilit ședința special pentru dumneavoastră. Dacă vreți să purtăm un dialog, îl purtăm de la egal la egal. În niciun caz pe tonul acesta acuzator. USR a votat împotriva acestei inițiative legislative a PNL, care este una vădit neconstituțională. Ea împiedică organizațiile neguvernamentale să aibă acces la justiție și să apere drepturile și libertățile cetățenești. USR va continua să facă acest lucru, să apere drepturile și libertățile prevăzute în Constituție și în legile României și coaliția aceasta trebuie îndepărtată de la guvernare pentru că nu face nimic altceva decât să limiteze aceste drepturi.